Bună dimineața, bună dimineața! Suntem la Spitalul Clinic Județean Craiova, la boli profesionale, la medicina munții și așa cum știți în reportajul pe care l-am făcut ieri, da? Ați văzut ce saltele erau în acest salon. Acum vă rog să priviți și dumneavoastră saltelele. Au fost deja schimbate, da? Dar uitați-vă și dumneavoastră în continuare patul, da? Exact cum v-am spus. Dar saltelele au fost schimbate. Le vedeți? Da? Uitați. Dar de ce? Pentru că urmează alegerile. Și vedeți, poate au surpriză și nu știu ei, știu cu cine vor veni. Sau vor veni cei de la Ministerul Sănătății să vadă. Dar uitați, se mai găsesc totuși și saltele care sunt așa cum au fost data trecută. Le vedeți? Da. Uitați, în schimb, aceste noptiere, dacă le vedeți, sunt tot la fel. Rupte, vai mama lor. Ia să vedeți, aici, uitați. Uitați. Vedeți? În schimb, saltelele au fost schimbate. Adică ce înseamnă? În casă este mizerie, și afară facem curățenie. Și prezentăm numai fața frumoasă. Haideți să vedem și aici. Ia uitați. Le vedeți? Asta este o saltea unde vine bolnavul la spital. Da? Ha? Vedeți? Au schimbat și păturile. Deci există. Problema este în felul următor. Căldura nu există. Suntem în luna noiembrie. Da? Aproape de votare. Uitați-vă și dumneavoastră ce căldură avem. Căldură sufletească. Problema este că azi noapte, în Craiova, după câte observați și dumneavoastră, a nins. Uitați, da? Vedeți? Zăpada. Vedeți? Uitați-vă și dumneavoastră. Să vedeți? Deci înseamnă că temperatura a fost în scădere. A fost la 0 grade. La 0 grade, la Spitalul Clinic Județean din Craiova, bolnavii stau în frig. Stau în frig. Da? Apă caldă, de asemenea, cum v-am spus, nu există. O să mergem din nou să vă arăt că încă nu a dat drumul și nici nu vor da drumul. Va fi posibil în ziua de votare, probabil, să facă o excepție de câteva ore cât vor aduce urnele și probabil niște reprezentanți de pe la spital sau eu știu de la Direcția de Sănătate Publică sau indiferent de unde să înceapă să se laude. Da, dar vedeți foarte bine că la temperatura de 0 grade sau poate chiar minus, și cred că sigur a fost minus 1 grad, minus 2 grade, nu există căldură. Există un termometru, să ne uităm aici să-l, câte grade are, da? Dacă vă uitați, acest termometru nu funcționează. Uitați-vă și dumneavoastră, da? Deci termometru nu funcționează. El indică săracul de el, să vedem exact, 10, 15, 18 grade, ceea ce nu există. Deci nu se poate așa ceva. Știți dumneavoastră că odată ce nu există căldură, la 0 grade afară nu poate fi 18 grade în cap. Da? Haideți să vedem referitor la apă. Să vedem dacă există sau nu apă caldă. Ia să vedem. Intrăm la... Ia să vedem. Grupul sanitar. Da? Suntem la, uitați, clinica de medicina muncii, da? Nu ne interesează altceva decât voi, da? Haideți să vedem. Ia să vedem. Acesta este grupul sanitar. Să vedem ce s-a mai remediat, dacă s-a remediat. Nu. Deci, vedeți, nu ați tot la fel, da? A? Geamul nu se închide. Uitați. Deci nu se poate închide geamul. Deci nu se poate închide, da? Exact ce v-am spus. Haideți să vedem dacă apa este.
Deci, facem o probă, suntem pe apă caldă, da? Gata, da? Îi dăm tot. O lăsăm pe urgă, ieșire, da? Normal ar trebui, acum, când apa curge, să nu putem să ținem mâna dacă apa ar fi pierdinte, să trebuie să dea la masă. Da? Deci, apă caldă nu e. Să schimbăm, da? Am schimbat-o, deci pe rece, da? Pune mâna, să simte apă mult mai rece, da? Deci, asta este apa care curge, dar e apă rece, și suntem într-o zi de noiembrie, urcit de noiembrie, da? Și, după cum vă spuneam, inclusiv geamul acesta nu se poate închide. Uitați-vă și dumneavoastră. Da? Ca în România. Uitați. Deci nu se poate închide. Uitați. Deci suntem nevoiți să stăm cu geamurile deschise. Deci, vedeți, și dumneavoastră și vară și de aici a nins și, la ora actuală, ați văzut, căldură nu există, da? V-am arătat cum stă treaba și cu apa caldă și cu căldura. Deci nu există nici apă caldă, nici căldură. Da? Asta este. Asta este. Deci, astea sunt condițiile în care sunt cazați bolnavii la Spitalul Clinic Județean Craiova. Și o să vă prezint într-un alt reportaj cum că la internare fiecare bolnav plătește o taxă. O taxă de 10 lei. Oare pentru ce ne ia taxa aceea de 10 lei? Să stăm în frig? Și cel mai grav este că la externare sunt obligați și nu au ce să facă pentru că o să le cer acea hârtie din care să rezulte cât m-a costat pe mine cazarea la ei și mâncarea. Și o să rămâne surprinși să vedeți ce sume și ne bagă acolo și inclusiv pentru medicamente. Da. Problema este că eu plătesc pentru serviciile medicale CASE-ul în jur de 1300 sau mai bine zis 13 milioane de lei pe lună pentru CASE, da? Și să beneficiez de ce? De frig, lipsă apă caldă, lipsă căldură. În anul de grație 2019, în România, în luna noiembrie, când afară se vede și vedeți și dumneavoastră cum a nins, da? Astea sunt condițiile în care bolnavii care suferă de plămâni și sunt internați la Clinica de Medicină a Muncii, în loc să fie tratați și să poată să aibă căldură și apă caldă pentru a te spăla și nu a sta în mizerie, da? Pentru că dacă faci baie cu apă rece, având probleme și cu plămânii, cu siguranță, în loc să tratezi plămânii, nu rămâne decât să te îmbolnăvești mult mai bine. Deci, doamnelor și domnilor, acesta a fost scurtul meu reportaj despre viața, să zic așa, pe care o duc bolnavii în spitalele din România și în special în Spitalul Clinic Județean Craiova, la Clinica de Medicină Muncii. În rest, nu am să vă mai spun nimica
Și am să vă las pe dumneavoastră să decideți sau să faceți un comentariu la ceea ce ați văzut în acest reportaj. Vă salut, o zi bună și dumneavoastră să aveți multă căldură în suflet, nu așa cum avem noi, cei care suntem internați în luna noiembrie, în Spitalul Clinic Craiova, secția Medicina Muncii. Vă pup și vă îmbrățișez cu drag!